Cum se prepară un sirop natural care curăță plămânii și întărește a avea plămâni sănătoși și puternici este esențial pentru a ne bucura de o sănătate bună și a combate atacurile agenților patogeni, precum viruși și bacteriile, precum și pentru a ne proteja de răceli, gripă și bronșită. Tusea este un reflex natural al organismului care încearcă să mențină gâtul și căile respiratorii curate. Cu toate acestea, este important să protejați plămânii și siropul detaliat mai jos este foarte eficient în acest sens. Ingrediente ale siropului pentru purificarea plămânilor 500 de grame de miere 12 lămâi organice O bucată mare de ghimbir proaspăt 250 ml apă Un borcan de sticlă cu sigiliu ermetic Spălați bine lămâile, apoi stoarceți-le și păstrați coaja a 6 dintre ele. Se spală și se rade ghimbirul și se pune deoparte. Într-o cratiță, aduceți apa la fiert, apoi adăugați ghimbirul și coaja rasa celor șase lămâi și gătiți câteva minute înainte de a le scoate de pe aragaz. Se lasă să se răcească, apoi se adaugă mierea și sucul de lămâie, amestecând bine pentru a se integra ingredientele și se fierbe 8-10 minute se lasă să se răcească, apoi se toarnă în borcanul ermetic și se păstrează într-un loc întunecat pentru câteva zile. Luați o lingură de sirop pentru a vă curăța plămânii de trei ori pe zi. Multă sănătate! Consumați acest amestec conform instrucțiunilor oferite, dar nu înainte de a cere sfatul unui medic specialist pentru înlăturarea efectelor nedorite. Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați materialele și distribuiți canalul.